Consiliul Județean Ialomița sprijină fotbalul județean. Asociația Județeană de Fotbal Ialomița, în calitate de beneficiar, implementează proiectul Fotbalul Amator, componentă vitală a fotbalului jucat în România și Fundația pentru Traiectoria Dezvoltării Unui Jucător, proiect finanțat de Consiliul Județean Ialomița prin Programul Sportiv de Utilitate Publică Promovarea Sportului de Performanță. Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea sportului de masă ca latură a educației tinerei generații, creșterea numărului de practicanți și de tineri implicați în fenomenul fotbalistic de la nivelul județului Ialomița, prin crearea de condiții optime de joc și asigurarea logisticii necesare pentru realizarea antrenamentelor și competițiilor sportive jucătorilor din campionatul județean de fotbal. În acest sens, se vor achiziționa mingi, chelen și două seturi porți de fotbal, de care vor beneficia toți membrii afiliați la AJF Ialomița. Investiția este menită ca prin organizarea și desfășurarea activităților sportive în domeniul fotbalului să ducă la descoperirea și îndrumarea tinerilor către sport, la atragerea unui număr cât mai mare de copii din comunitatea ialomițeană în cadrul echipelor de fotbal, dar și atragerea unui număr cât mai mare de spectatori și simpatizanți ai sportului în general și ai fotbalului în mod special. Valoarea totală a proiectului este de 189.820 de lei, din care Consiliul Județean Ialomița 148.694 de lei, Asociația Județeană de Fotbal Ialomița 41.126 de lei. Durata implementării proiectului este pe perioada anului competițional 2024-2025.